odată cu informația momentului ultima oră, avem imaginile de pe camerele de supraveghere cu momentul în care medicul beat, care gonea nebunește cu mașina prin localitatea Doljană Brădești, s-a răsturnat peste un gard. Culmea este că medicul băut zdravăn se grăbea să ajungă la serviciu să trateze pacienții. Loredana Chimoiu cu toate informațiile. Loredana, te ascultăm. Bun găsit! După cum se vede din imaginile de supraveghere, acest medic care, într-adevăr, mergea spre spitalul din Târgu Cărbunești, acolo unde lucrează, chiar în secția ATI, a pierdut la un moment dat controlul volanului, a încercat să evite o mașină care era parcată pe marginea drumului, a și acroșat-o. De altfel, viteza era atât de mare, s-a răsturnat și a rămas pur și simplu suspendat pe un gard. Polițiștii, când au ajuns la fața locului, conform procedurii, i-au făcut testul alcool test și atunci au stabilit că acest medic mergea spre serviciu cu o alcoolemie de 0,82 mg pe litru alcool pur în aerul expirat. Nu a mai ajuns la serviciu, oricum întârzia, accidentul a avut loc la ora 8:05 și ar fi trebuit să intre în gardă la ora 8, însă toată lumea spune acum că este bine că a scăpat cu viață, este bine că nu a ajuns la serviciu, pentru că acest medic, fără îndoială, nu era testat în momentul în care intra în secția ATI și astăzi ar fi trebuit să fie printre pacienți sub influența alcoolului. Am aflat despre accidentul colegului. Știam că trebuie să fie la serviciu la ora 8. Tot la fel de bine am aflat că accidentul s-a produs după ora 8 și ceva. Am aflat că a avut și o alcoolemie destul de mare. N-am știut niciodată că consumă alcool. Nici nu l-am văzut, nici nu l-am mirosit. Ba mai mult decât atât știam și știu că are o ciroză hepatică. A fost internat de câteva ori la Cluj, la profesorul, dacă nu mă șel, pentru schimb eficat, zicem, să... Am tot luat legătura cu spitalul filial de asta, așa puțin bulversat, să văd ce s-a întâmplat, ce a avut la... I-a făcut acolo tomograf, acolo tomograf la cap și vedem dacă are ceva probleme. Am vorbit pe la telefon, nu mi s-a părut că are probleme în a exprima, deci nu are tulburări de conștiință sau cunoștință și așa mai departe, deci îmi pare rău cumva de el, dar în situația când a fost depistat cu alcool, chiar nu mai înțeleg nimic. A spus că a evitat ceva, care a ieșit dintr-o laterală, am văzut și o mică filmare, i-a ieșit cineva, dar nu se explică alcoolemia atât de mare. Nu am auzit. Sigur că dacă știam așa ceva, sau cineva din secție m-a anunțat, era scos astăzi pe liber. Nu știa nici ea, e medicul șef de secție, că întârzie sau nu întârzie, deci nu știa nimeni nimic. Rolul dumnealui este extrem de important.